Ziua de pomenire a Sfintei Cuvioase Parascheva a fost prilej de mare sărbătoare pentru parohia Jula Mică din Episcopia Ortodoxă Română a Ungariei, singura din eparhie care este închinată ocrotitoarei Moldovei. Cu ocazia hramului, comunitatea de aici a marcat și împlinirea a 150 de ani de la sfințirea bisericii din localitate. La evenimente, alături de preasfințitul părinte episcop Siluan, a participat și preasfințitul părinte Andrei Făgărășanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sibiului. Cei doi ierarhi au sfințit o pisanie aniversară din marmură. Tot împreună cu noi și cu multă bucurie l-am întâmpinat și l-am avut și pe părintele protopop Ion Armașii, protopop al protoieriei sectorului 4 din capitală, care a venit ca delegat al prefericitului părinte patriarh Daniel și ne-a adus binecuvântarea prefericirii sale pentru acest eveniment, dar și Ordinul Sfinților Mucenici Brâncoveni, oferit în semn de prețuire și binecuvântare pentru părintele paroh Petru Pușca și pentru Consiliul Parohial al acestei frumoase biserici și, în mod special, pentru tot ceea ce ei au făcut de-a lungul vremii, ca această biserică să-și redobândească strălucirea și frumusețea și să aducă cinste Sfintei Ofrotitoare și multă bucurie credincioșilor ei. Au fost prezenți împreună cu noi și mulți preoți de la centrul eparhial, dar și din alte parohii, din Ungaria, dar și din România, și mulți credincioși, precum și oficialități, precum domnul ambasador Alexandru Victor Micula sau domnul consul general Florin Trandafir Vasironi de la Jula și conducătorii instituțiilor românești. Copiii de la școala generală au oferit cu acest prilej un foarte frumos program și, bineînțeles, că ne bucurăm că în felul acesta am putut și noi să ne cinstim atât ofrotitoarea, cât și pe înaintașii noștri care au arătat întotdeauna că credința ortodoxă este extraordinar de binevenită pentru sufletele noastre, dar și pentru păstrarea identității noastre naționale românești. Biserica de zid din Jula Mică a fost construită între anii 1861-1864.